învățând din trecut să croim cărări drepte. Și vreau să citesc un verset din Evrei, capitolul 12, versetele 12 și 13. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. Acum, dacă ne uităm așa unii la alții, ceea ce vedem noi este produsul unui trecut. Deci noi toți suntem, pentru că suntem aici, suntem pentru că Domnul Iisus a lucrat și a făcut o lucrare în viața noastră, dar suntem și un rezultat a trecutului nostru, a părinților noștri, a celor care de-a lungul vieții noastre au investit în noi. E un produs a cărârilor pe care noi am mers, sau a cărârii pe care am mers-o până acum. Autorul Epistolei către Evrei spune: croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Cărarea poți să o faci și pe o parte așa, mai ales că știți că relieful în Israel este așa mai deluros, mai muntos, mai... Deci spune: croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru că cel ce șchiopătează, și la cel ce șchiopătează e greu să meargă pe o cărare care e pe o parte așa pe... Cred că cine ați fost pe la Țâpăva, pe la Urhiei Vechi și mai departe, știți ce înseamnă o cărare pe o parte în care calci și te duci la vale. Da? Spune că dacă croim cărări drepte cu picioarele noastre, cel ce șchiopătează nu se va abate din cale, ci mai degrabă va fi vindecat. Noi, la rândul nostru, trebuie să croim cărări drepte. Cărări drepte care să ajute pe cei care șchiopătează să se țină de cale, și nu doar să se țină de cale, dar să fie vindecați. Să dăm o direcție bună, să lăsăm niște urme bune în urma noastră. Acum, dacă să ne uităm la exemplu evreilor, cei la care le-a scris apostolul, care le-a scris autorul, se presupune că e Pavel, dar rămânem la definiția de autor necunoscut. Deci, el a scris evreilor, care la momentul scrierii epistolei acestea încă aveau templu, încă nu venise anul 70 când templul a fost distrus. Și până în ziua de azi nu mai există templu, da? Este numai locul unde a fost templu. Deci atunci când a fost scris epistola asta, se aduceau încă jertfe la templu, tot procesul, toată închinarea la templu decurgea, și așa cum a fost în timpul Domnului Iisus și inclusiv și când a fost scris epistola asta. Destinatarii sunt evrei care s-au pocăit, evrei care s-au născut și au crescut în religia asta. Au fost învățați anumite lucruri, s-au deprins să facă multe lucruri și acum când le-a fost vestit cuvântul lui Dumnezeu, au trebuit să schimbe foarte multe lucruri în felul cum trăiesc, în cărările pe care merg mai departe. Acum vrem să privim puțin la ceea ce prezintă autorul în cartea asta despre părinții lor, despre generațiile dinaintea lor, dinaintea destinatarilor la care a fost scrisă epistola asta. Vrem să învățăm și noi și cu privire la, să facem o paralelă și cu privire la cărări pe care noi le-am deprins de-a lungul vieții, poate de la părinți, poate de la bunei, poate de la generații de la care am învățat, fie școală, fie colegiu, fie universitate, fie serviciu și mai departe, până ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Acum, deci vrem să privim în primul rând la trecutul, la cărările pe care am mers, cărările care au fost croite, fie de părinți, fie de alții de la care am învățat. O să privim totodată cu privire la prezentul de acum și ce este mai important să facem, și totodată o să privim și la nădejdea pe care trebuie să o avem pentru viitor. Deci, în primul rând, o să începem din capitolul 2. Nu o să trecem toată privirea de ansamblu, o să încercăm așa să facem cât mai concis. În capitolul 2, versetul 2, în primul rând, deci
poporul Israel, părinții, generațiile dinaintea destinatarilor acestei epistole, spune că lor cuvântul le-a fost vestit chiar și prin îngeri. Deci Dumnezeu le-a vorbit de multe ori. Dumnezeu le-a vorbit prin liderii, prin oamenii pe care i-a ridicat Dumnezeu. Le-a vorbit chiar și prin îngeri. Și tot în versetul 2 spune că o problemă care era la ei, că ei s-au abătut și au fost neascultători față de cuvântul care le era vestit. Autorul epistolei le spune despre trecutul părinților lor pentru că destinatarii trebuiau să învețe anumite lucruri. Destinatarii trebuiau să înțeleagă trecutul lor, cine sunt cei care erau înaintea lor și cum au ajuns ei, cum s-a ajuns la religia asta care era în prezent în țară și ce trebuie să facă mai departe și care sunt greșeli pe care ei acum, fiind credincioși în Domnul Iisus Hristos, să nu le repete. Deci, în primul rând, cuvântul le-a fost vestit celor din vechime, cuvântul ei nu l-au ascultat, s-au abătut de la cuvânt. Deci Dumnezeu le vorbea în diferite feluri, prin diferiți oameni pe care ridica și ei nu ascultau, s-au abătut. Acum spune că ei și-au primit răsplata. Părinții, cei care au fost scoși din Egipt, au fost duși timp de 40 de ani prin pustie și poporul a ratat neascultarea acolo în pustie. Chiar cum au trecut Iordanul, s-au început nemulțumirile. Alt lucru, la versetul 3 spune că cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adevărită de cei ce au auzit-o. Deci, o altă problemă la generațiile trecute, că ei au fost nepăsători față de mântuirea lui Dumnezeu. La mine, familia sunt nepăsători față de mântuire. Și asta e o durere a mea care uneori mai vine să mai reiau vorba, alte ori parcă îmi vine să las mâinile în jos. Este greu atunci când vrei să vorbești despre Dumnezeu și îți schimbă subiectul rep de la altceva. Deci, eu n-am învățat despre Dumnezeu de la părinții mei. Am învățat puțin despre Dumnezeu de la bunei mei din partea mamei. Dar în linii mari, părinții mei au fost nepăsători față de mântuire, față de Cuvântul Dumnezeu și fratele și sora mea nu sunt tare, sunt cam tot în aceeași categorie. Acum, versetul 3 spune că cum vom scăpa noi, cum vor scăpa cei care sunt nepăsători față de mântuire? Cum vor scăpa? Dacă ei n-au scăpat atunci, poporul Israel, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de mântuire? Mântuire care ne-a fost vestită. Spune că Domnul Iisus însăși a vestit, când a venit pe pământ, a adeverit ucenicilor lui, cei care au auzit nemijlocit de la el, și apoi a vestit prin oamenii care au învățat nemijlocit de la ei, a transmis învățătura mai departe prin ucenicii lui și a adeverit mărturia lor cu semne și minuni. Un alt lucru care îl lasă greșit generațiile dinaintea noastră este frica de moarte. La versetul 15, și se izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Toți se tem de moarte. Atunci când crezi în Domnul Iisus Hristos, frica asta trebuie să dispară. Dar în linii mari, majoritatea se tem de moarte. Noi am avut mai multe decese în familia noastră și la majoritatea am văzut frică de moarte și o dorință mare de a mai întinde o leacă, de a mai trăi o leacă. Parcă prea puțin o trăit, parcă se putea o leacă mai altfel, parcă încă o leacă să o mai întindă. Tata meu a avut cancer la 56 de ani, cancer la intestinul gros. Pe urmă, peste șase ani, cancer la stomac. S-a umplut stomacul de cancer. Trebuie să-i taie la stomacul.
operația a fost reușită. Și că până la urmă să decedeze din cauza că erau deja o formațiune calceroasă la creier, care o apăsat și din cauza asta a murit. Deci frica de moarte ne robește. Frica de moarte, în frica asta de moarte trăiesc mulți oameni. Și chiar și acum, pe timpul pandemiei, câți oameni nu... Deci frica asta de moarte parcă s-a accentuat și mai tare. Și mulți parcă au început să gândească la Dumnezeu. Dar tot acum, dacă s-a liniștit pandemia, iarăși fiecare își caută de treburile lor. Deci sunt niște urme pe care le lăsăm ca și oameni, da? Ne-au fost lăsate în urma noastră. Păi la versetul 8 din capitolul 3 mai spune ceva cu care descrie pe părinții evreilor din timpul epistolei. Spune că inimile lor erau împietrite. Inimile lor erau împietrite. Inimi de piatră. Inima nu înseamnă chiar inima, înseamnă mintea. Mintea care nu permite la nimic să intre. Nu acceptă nimic nou, nu acceptă nicio schimbare. Sunt comozi așa cum este și absolut nimic ce nou ce vine și nu le place, resping. Da? Ca nu cădei perete. Avem noi așa o vorbă, da? Orice spui, sare ca nu cădei perete. Așa era inima lor. Orice li se spunea, erau inimi împietrite și Dumnezeu le arăta minuni în fiecare zi. Moise le vorbea în fiecare zi. Inimile lor erau împetrite și nu vroiau să primească cuvântul lui Dumnezeu. Tot în versetul 8 spune că ziua răzvrătirii, deci erau răzvrătiți, un popor răzvrătit, o generație de oameni răzvrătiți. Au ispitit pe Domnul, l-au provocat pe Dumnezeu la mânie, prin ceea ce au făcut. Le s-a făcut foame, Dumnezeu le dădea mâncare, le-a dat mană. Au ajuns chiar nemulțumit că e prea multă mană, mai vor și altceva, mai vor și carne. Le-au dat carne, e prea mult carne, că deja stă și printre dinți carne, da? Și uite, așa s-au răzvrătit poporul lui Israel de-a lungul anilor, ispitind pe Domnul, fiind nemulțumiți de orice, fără ca să aprecieze, și așa i-au pus răbdarea lui Dumnezeu la încercare. Ei, timp de 40 de ani, versetul 9 spune că 40 de ani au văzut lucrările lui Dumnezeu, începând din Egipt, când începea să-i ducă, să-i scoată din Egipt, au văzut toate acele 10 urgii. Să ne închipuim noi cam ce au văzut ei, da? Ce minuni cu apele toate prefăcute în sânge și broaște și bubele celea și multe alte lucruri care le-au văzut ei cu ochii lor și e clar că nu este ceva făcut de mâini omenești. Noi acum cu pandemia asta așa, parcă ne-am uleacă ne-am clătinat, uleacă ne-am speriat, da? Că uite ce repede se întinde. Atunci repede au avut loc lucrurile astea și ei toate lucrurile astea le-au văzut cu ochii lor și spune că tot erau, s-au răzvrătit, tot au rămas neascultători. Acum, când au ajuns, deci cei care au ieșit din Egipt, niciunul din ei, o pedeapsă care le-a dat Dumnezeu, niciunul din ei n-a ajuns în țara promis. Până și Moise, care au avut un moment de îndoială, până și Moise nu a intrat în țara promis, el doar a văzut-o de pe munte. A văzut cât e de frumoasă și cu asta s-a terminat. Niciunul din cei care au ieșit din Egipt n-a intrat în țara promisă. În țara promisă a intrat deja generația care s-a născut în pustie în timpul acestei călătorii. Deci, răzvrătirea și neascultarea și punerea asta la încercarea lui Dumnezeu, provocarea asta lui Dumnezeu, este o atitudine care nu este bună și noi de multe ori am văzut asta și în familiile noastre și în localitățile unde am crescut, în școală și mai departe. De multe ori Dumnezeu cu fiecare om face minuni, îi scapă de niște accidente, de niște situații în care în mod normal trebuia să moară. Și oamenii ce zic? Ce norocos sunt, m-am născut în cămașă. Și multe alte lucruri găsesc numai ca să nu mulțumească lui Dumnezeu, numai ca să nu recunoască că toate lucrurile astea le-a făcut Dumnezeu. Tot așa găseau diferite motive și poporul Israel. În 1 Corinteni 10 spune
că o să mai menționez capitolul ăsta odată, spune că ei au ajuns să închine la idol, au început să facă multe lucruri urâte și prin asta l-au provocat pe Dumnezeu. Lucruri greșite, lucruri care n-au fost învățați de Dumnezeu, n-au fost învățați de Moise și de alți lideri, lucruri pe care le-au învățat de la neamurile pe care trebuiau să le zgonească în țara promisă. Un alt lucru, o altă urmă greșită pe care ni se lasă, ne-a fost lăsată nouă de multe ori, dacă ne uităm la versetul 1 din capitolul 4, în capitolul 4 vorbește despre odihnă. Dumnezeu vorbește despre odihna în care trebuie să intrăm cu toții. Da? Spune că să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința întrerii în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și de multe ori vedem atitudini de asta că mai avem o leacă, lasă că să nu mai trăim viața. Poate chiar însă și noi am spus lucrurile. Să-mi trăiesc viața, să ajung la bătrânețe și atunci poate mă pocăi. Mai am timp. Aici spune autorul să nu cumva să ne pomenim intrați, veniți prea târziu. Să nu cumva să ne pomenim că am scăpat rutiera. Să nu cumva să ne pomenim că am scăpat trolebusul, da? Care și așa, da, s-o mai scumpit. Să nu cumva să scăpăm trenul, să nu cumva să ne pomenim veniți prea târziu. Deci nu este timp pentru asta. Și aici chiar autorul spune că, într-un alt text spune că azi, acum, cât se zice, da, acum trebuie să primim mântuirea. Un alt lucru, la versetul 2 din capitolul 4, spune că lor le-a fost vestit cuvântul, le-a fost propovedit, le s-a spus vestea bună, dar spune că lor cuvântul lui Dumnezeu nu le-a ajutat la nimic. La generația aceea, generațiile acelea de oameni, de evrei, cuvântul lui Dumnezeu nu le-a fost de folos, nu le-a ajutat la nimic. De ce? Pentru că n-a găsit Dumnezeu la ei credință. N-a găsit credință. Poți să treci, să citești Biblia, poți să auzi deseori Biblia, să mai pui mic samaritan, să mai asculți cineva vorbind, să mai întâmplător citești, da? Cei care nu înțeleg valoarea nu intenționează să citească, da? Dar spune că cuvântul pe care ne-a fost propovăduit, care ne-a fost vestit, ne-a ajutat la nimic. Cuvântul nu ajută cu nimic pe cel care nu are credința că ăsta este cuvântul lui Dumnezeu, este cel care schimbă viețile noastre. Dacă ne uităm în versetul 12, în același capitol, aici vedem niște lucruri foarte importante despre cuvântul lui Dumnezeu pe care mulți îl neglijează și astfel o lasă o urmă greșită în urma lor. Și asta e o atitudine greșită față de cuvântul lui Dumnezeu, am văzut-o deseori. Eu văd asta până în ziua de azi în familia mea, văd asta în multe generații. La versetul 12 spune că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o carte care stă undeva pe o poliță. Și pentru mulți asta este. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Viu, cel care are impact, cel care schimbă, cel care mișcă, cel care schimbă lucrurile. Spune că el este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Da? Cuțitele la noi în casă sunt cu un singur tăiș. Sabiele au tăiși dintr-o parte și din alta. Cuvântul Dumnezeu este ca o sabie ascuțită cu două tăișuri. Pătrunde spune că până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și mădăva, judecă simțirile și gândurile inimii. Deci cuvântul lui Dumnezeu nu este un obiect, cum îl consideră mulți, o carte sfântă, o carte de religie și așa mai departe. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător și care schimbă și face schimbare în viețile noastre. Dacă nu am fost învățați lucrurile astea, este bine să luăm aminte, pentru că și destinatarii acestei epistole trebuiau să ia aminte la tot trecutul ăsta
Autorul de asta și le amintește, le aduce aminte toate greșelile astea părinților lor, a generațiilor precedente, ca să le arate că ei n-au ajuns unde trebuiește. Să le arate că ei au fost răzrătiți, că au fost neascultători, că nu le-a păsat de cuvântul lui. Ei au făcut ce au vrut ei. L-au ispitit pe Dumnezeu de cel mai multe ori, l-au mâniat pe Dumnezeu. Dumnezeu deseori i-a pedepsit. Și Dumnezeu vrea ca nici ei, acum destinatarii acestei epistole, să nu repete greșelile pe care le-au făcut generațiile trecute. Să nu ajungă iarăși și ei răzvrătiți, să nu ajungă și ei împetriți, pentru că problema este că ei fiind în suferință, de multe ori, averile răpite și alte lucruri care li se întâmplau acum în această perioadă când a fost scrisă epistola asta, îi făcea să se întrebe, dar e corect calea pe care am ales-o noi? Sau trebuie să ne întoarcem înapoi la ceea ce am fost deprins să facem? Că tot parcă credință în Dumnezeu, da? Și mulți nici în ziua de azi nu fac diferență. Și ori cu biserica ortodoxă, ori cu baptist, ori cu... Sunt chiar... Este cineva care știu personal, care... Sunt și la predici de-a noastră, sunt și la lucruri care le fac ortodoxe sau altcineva. Sunt lucruri care fără sens, la care oamenii care nu înțeleg veridicitatea cuvântului Dumnezeu, sunt lucruri pe care le fac și nu este potrivit cuvântul. Deci oamenii nu pot deosebi stânga de dreapta și continuă să facă lucruri care nu au niciun sens. Acum, haideți să privim la prezent. Ce este mai important acum, pentru că am crezut în Domnul Iisus Hristos? La 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11, Apostolul Pavel spune că toate lucrurile astea care au fost scrise în Vechiul Testament au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru ca noi să învățăm și nu repetăm greșelile. Să nu repetăm atitudinile lor, atitudinea de inimi împetrite, răzvrătire și mai departe, idolatrie și multe alte lucruri pe care le făceau ei. Să nu repetăm lucrurile astea. Acum, la versetul 2, din capitolul 2, spune că trebuie să nu fim nepăsători față de cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru important, deci pe asta trebuie să punem accent. Eu învăț din cuvântul Lui pentru că vreau să știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Eu vreau să trec de la o religie la să beneficiez de ceea ce vrea să mă fiere Dumnezeu cu adevărat. Pentru că cei din Vechiul Testament, așa cum am văzut în capitolul 11, chiar dacă mulți au avut credință și Dumnezeu a făcut lucrări mari prin ei, ei totuși n-au ajuns să primească făgăduințele pe care le promite Dumnezeu. Noi avem această posibilitate. Acum, noi nu trebuie să fim nepăsători față de Cuvântul Dumnezeu, față de mântuire. Pentru că, până la urmă, în viața mea nu se petrece schimbare atunci când mie nu-mi pasă de Cuvântul Dumnezeu. Când eu nu găsesc timp pentru asta, când este ora de studiu, de eu îmi găsesc orice altceva să fac, numai să nu petrec timp în studiu, și parcă mi se pare că știu multe lucruri. Știu multe lucruri și de-aș avea să spun, cui să spun câte lucruri știu eu din Biblie. Dar apostolul care a scris epistola asta le spune lor că voi de mult trebuia să ajungeți să fiți învățători. Voi v-ați făcut greoaie la pricepere pentru că mintea voastră s-a dezvățat să deosebească binele de rău. S-a dezvățat prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Sau nu a învățat până la urmă. Da? Deci Dumnezeu vrea ca noi să creștem, vrea să ne adâncim în cuvântul Lui, să facem asta permanent, pentru că este un proces de creștere normal care trebuie să fie în viața fiecărui copil al Lui. La capitolul 10, versetul 22. Ce este important acum? Capitolul 10, versetul 22. Deci cuvântul Dumnezeu trebuie să punem mâna, să studiem permanent. La versetul 22 spune că să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină.
Să ne apropiem cu credință deplină. Deci, o credință spune că, versetul 39, o credință care este pentru mântuirea sufletului. Pentru că mulți au credință că da, este Dumnezeu. Dar este credința care duce la mântuirea sufletului. Și nu merge vorba că destinatarii epistolei au crezut și au căzut, au pierdut mântuirea și acum e greu să revină înapoi. Este credință care așa, de cum ne convine nouă, să credem, dar fără responsabilități. Este credință care duce la mântuirea sufletului. Și asta, la asta vrea autorul să ajungă unii din cei la care le-a scris, să ajung sau să aibă credința pentru mântuirea sufletelor lor. Apoi versetul 38 spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Deci a trăi prin credință, a avea credința mântuitoare, a trăi prin credință este un lucru prioritar în viața mea pentru ca eu să las urme bune de urma mea. De urma mea cresc copii. Noi deja avem și nepoțele. Eu vreau ca copiii mei să vadă în urma mea urme de credință, urme de viață trăită cu Dumnezeu, urme de slujitor al Dumnezeu și nu de un om care să-ți bate și el cumva între toate nevoile pe care le are. Eu vreau ca copiii mei să învețe ce trebuiește și de aceea vreau să am credință, să trăiesc prin credință și asta este un lucru foarte important pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. La capitolul 7, versetul 12, spune că deja preoția este schimbată. Preoția din Vechiul Testament este schimbată și nu mai este nevoie. Deci spune că dacă preoția este schimbată, se schimbă și legea. Acum, în ziua de azi, mulți, chiar și religia majoritară în țara noastră, caută să copie, să repete ceea ce era în Vechiul Testament. O amestecătură între Vechiul Testament și Noul Testament. Noi, în ziua de azi, nu mai avem nevoie de preot așa cum aveau nevoie de preot evreii din Vechiul Testament. Pentru că preotul, marele preot în mod special, era cel care intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor, și aducea jertfe pentru ispășirea păcatelor poporului. Acum, noi nu mai avem nevoie de preoți. În poporul nostru, oamenii sunt deprinși cu preoți. Și de multe ori vorbesc de rău preoții care nu trăiesc potrivit cuvântul Dumnezeu și epistola către evrei spune că și preoții erau și atunci și sunt și în ziua de azi oameni cu slăbiciuni și ei, care înainte, în Vechiul Testament, ei aduceau mai întâi jertfe pentru sine, pentru iertarea păcatelor lor și apoi făceau mai departe toată slujba pentru păcatele poporului. Noi acum nu mai avem nevoie de preoți, pentru că acum marele nostru preot este Domnul Iisus Hristos. Nu mai avem nevoie de preoți, nu mai avem nevoie de icoane, de Sfânta Sfintelor, de aceea la noi totul e deschis. Nu este un spațiu unde au voie să intre numai păstoare sau păstorul principal. Nu mai este lucrurile astea, nu mai sunt icoane, nu mai sunt Pască, Sfințit, sărbători nu știu de care, pentru că toate lucrurile astea sunt o religie. Noi am venit înaintea lui Dumnezeu ca să avem o relație cu Dumnezeu și nu mai este toată sistema asta religioasă. În capitolul 10, versetul 21, vedem că autorul spune că marele nostru preot este Domnul Iisus Hristos, care El s-a dus pe sine însuși ca jertfă pentru păcatele noastre, pentru că El este preot, mare preot, nu după rânduiala leviților, ci după rânduiala lui Melchisedec. Este o altă sistemă de închinare. Acum, dacă să ne uităm în 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 1 și 2, acolo vedem despre Domnul Iisus Hristos, că El este marele nostru preot, așa cum am văzut la evrei, dar mai spune că El este mijlocitorul, cel care mijlocește pentru păcatele noastre. Chiar și acum, dacă cineva păcătuiește, Domnul Iisus e cel care
mijlocește pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să așteptăm un an de zile, nu trebuie să facem nu știu ce jertfe să pregătim. Este de ajuns ca să ne cerem iertare de la Dumnezeu, să ne cerem iertare de la Cel care față de care am păcătuit și Domnul Iisus e Cel care mijlocește, Cel care se pune pentru noi înaintea lui Dumnezeu. La versetul 19 din capitolul 10, noi de ce nu mai avem nevoie de o religie? Nu mai avem nevoie de tradiție, nu mai avem nevoie de Sfânta Sfintelor, nu mai avem nevoie de altare și așa mai departe. Pentru că nu mai este perdea cum era, perdea cum era în templu, da? Spune că pentru că noi, prin Domnul Iisus Hristos, prin sângele Lui, avem o intrare slobodă în locul prea sfânt. Noi astfel putem să avem relație strânsă cu însuși Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Acum, în timpurile noastre, putem să avem relația cu Dumnezeu așa cum nu aveau posibilitate cei din Vechi Testament. La capitolul 9, versetul 14, acum, în prezent, noi avem posibilitatea și sper că toți noi suntem pocăiți cu adevărat și avem credință mântuitoare. Deci cel care a crezut cu adevărat spune că cugetul lui este curățit de faptele și gândurile moarte. Cugetul nostru este curățit și Dumnezeu ne curăță, Domnul Iisus ne curăță cugetul nostru, nu pentru ca noi să fim curați și să strălucim și să ședem undeva pe băncile din biserică. Aici spune că noi suntem curățiți, gândurile noastre sunt curățite pentru ca noi să slujim Dumnezeului Celui Viu. De aceea orice om care este curățit, a cărui minte a fost curățită, el este în slujba lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să fie în slujba lui Dumnezeu. Și întrebarea este ce fac eu acum? Dacă eu încă nu slujesc, eu trebuie să fiu atent că las o urmă nu de care trebuiește. Ce văd copiii mei? Ce văd copiii mei? Dacă eu zic că mintea mea a fost schimbată, dacă eu zic că Dumnezeu a lucrat în viața mea și sunt acum credincios, dar nu slujesc, ce învați copiii mei de la mine? Apoi, la capitolul 6, versetul 12, acum pentru că noi ne-am pocăit, pentru că am crezut cu adevărat în Domnul Iisus Hristos, autorul spune că acum noi moștenim făgăduințele și beneficiile pe care le avem în noul legământ. Cei ce nu aveau, n-au avut posibilitatea cei din vechime. Deci noi, prin credință și răbdare, moștenim făgăduințele. Făgăduințele, adică promisiunile. Și făgăduințele sunt legate cu Avraam și cu ceea ce a promis Dumnezeu încă lui Avraam și sămința lui. Și sămânța lui suntem noi, așa spune autorul acestei epistole. Sămânța lui Avraam suntem noi care am crezut cu adevărat în Domnul Iisus Hristos. Noi suntem cei care moștenim ceea ce Dumnezeu a promis încă lui Avraam. Și țineți minte lui Avraam ce a promis Dumnezeu? Că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în Avraam. Toți cei care vor avea credință ca lui Avraam vor fi binecuvântați. Așa că noi suntem într-o poziție foarte bună acum și trebuie să continuăm și să fim atenți la urmele pe care le lăsăm în spatele nostru. Acum, noi fiind în nou legământ, avem și responsabilități și în ce privește căsătoria. Da? La capitolul 13 spune căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Deci în ce privește relațiile soț-soție, credincioșie în căsătorie. În versetul 17 din capitolul 13 spune trebuie să fim ascultători de mai mari noștri. Chiar dacă noi nu avem nevoie de preot care să facă... Deci nu suntem într-un sistem religios, noi totuși suntem în trupul lui Hristos, suntem biserica și în biserică sunt oameni mai mari care răspund de ceilalți, care învață și care îi direcționează. Deci trebuie să ascultăm de mai mare noștri, să le fim supuși, pentru că ei preveghează asupra sufletelor noastre. Apoi, în versetul 9 spune un alt aspect în noul legământ, o atitudine care trebuie să o avem față de învățături. Spune că să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Trăind acum
În secolul 21, anul 2022, cu tot internetul pe care îl avem, tot accesul la informații, să fim foarte atenți cu privire la învățătură. Sunt mulți care parcă au gustat ce bun este Domnul, parcă au gustat cuvântul lui Dumnezeu. Atât și postează și îți pui mâinile în cap. De-al de Andrei Șapovalov, de-al de alți eretici care propovăduiesc ceea ce nu este potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu și pe oamenii ne direcționează greșit. Și învățăturile greșite sunt o abatere de la cărare, o abatere de la cale. Deci este o cărare foarte periculoasă pe care unii oameni le lasă și unii oameni cad în plasa asta. Noi să fim atenți, nu cumva să ne abatem de la cuvântul lui Dumnezeu, să nu mai vrem să fim ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, să continuăm să rămânem în ceea ce am fost învățați, să ne ținem de asta. Da? Un alt lucru pe care îl spune autorul aici, în versetul 16, spune că să continuăm să facem bine și să fim darnici, pentru că spune că astfel de jertfe îi plac lui Dumnezeu. Acum, zilele acestea, noi, de exemplu, la lucrarea de la Băciuia, am simțit foarte, foarte bine ajutorul unor frați, și fratele Ion și cu fratele Valentin Șușu și Radu Felat cu Cristi și Bogdan este permanent cu mine acolo și e foarte, foarte bine și plăcut când simți umorul altuia. Să continuăm să facem lucrul ăsta și oricine sunteți îndemnați și găsiți timp. Uite, Ion, de exemplu, și Valentin e după lucru. A terminat lucrul la ora 6 până la ora 9 seara. Stăm și lucrăm acolo ca să reușim. Oricine dorește este foarte binevenit în orice parte a zilei, numai să-mi dați de știre. Așa că, de făcut bine și să contribuiți, puteți oricine. Și este bine să facem lucrurile astea. Și e bine ca să mergem și noi să ajutăm pe alții și atunci când vine rândul să fim și noi ajutați. Acum, un alt lucru, în versetul 7 din capitolul 13, tot legat de mai mare noștri. O altă responsabilitate, nouă legământ, spune că aduceți-vă aminte de mai mare voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu și uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Una e că noi trebuie să avem mai mari de noștri care să urmărim felul lor de viețuire, să le urmărim până la urmă, să le urmărim credința, și alta e că noi la rândul nostru trebuie să și noi să fim oameni la care să uite alții și ne urmeze credința noastră. Deci este o responsabilitate pentru mine personal, cum îmi trăiesc viața până la urmă, fiind de legământul nou, cum îmi trăiesc eu până la sfârșit viața mea. Pentru că unii au ajuns și parcă o anumită perioadă era un exemplu pentru mulți, dintr-un anumit moment hop și nu se mai văd în vizor, ei fac totul altceva. Deci să fim foarte atenți la urmele pe care le lăsăm și să nu cumva să obosim să facem ceea ce este corect, să nu cumva să, cum spune autorul aici, întăriți-vă, dar mâinile obosite și gelunchii slăbănogiți și fiți atenți la ce cărări croiți. Să fim atenți la felul cum trăim și cum ne ducem noi până la urmă mântuirea. Acum haideți să vedem cu privire la nădejdea pe care trebuie să o avem. Care e nădejdea pe care trebuie să o avem noi? Cum capăt nădejdea asta și ce să fac ca să nu pierd nădejdea? În primul rând, la versetul 37 din capitolul 10, noi avem, apostolul spune, capitolul 10, versetul 37, spune că încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Deci, nădejdea mea trebuie să fie că Domnul Iisus Hristos încă foarte puțin și vine. Eu cu asta trebuie să trăiesc. Cu asta trebuie să trăiesc, să gândesc. Asta trebuie să mă motiveze pe mine. Încă mai este puțină vreme și Domnul Iisus vine. La capitolul 4, versetul 1, vorbește despre odihna veșnică. Să nu cumva să ne pomenim intrați prea târziu, să intrăm în odihna Lui.
Dumnezeu vrea ca noi să intrăm în odihna veșnică. Și asta ne așteaptă. Și acum, chiar dacă nu este ușor, da? Și pe noi, din punct de vedere omenește, ne dor prețurile la gaz, ne dor prețurile la motorină, ne dor prețurile la alimente și mai departe. Ne scutură așa și toată situația asta cu războiul din Ucraina, da? Și parcă e greu, parcă din punct de vedere omenește, parcă e greu. Dar noi știm și trebuie să avem nădejdea asta că într-o zi vom avea o odihnă veșnică. Acum, odihna asta o căpătăm de pe acum, dacă ne punem încrederea în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. La versetul 35 de la capitolul 10 spune despre o răsplată. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. O mare răsplătire. Deci acum eu ceea ce fac, fac așa cum îi place lui Dumnezeu, știind că pentru asta o să fiu răsplătit. Nu știu când o să fie, dar o să fie. Și ceea ce se cere de la mine este răbdare. Capitolul 6, versetul 12, spune că trebuie să avem răbdare. Ca să capeți ceea ce nădăjduiești, trebuie să ai răbdare. Acum, cum capăt nădejdea? La versetul 1 din capitolul 2 spune că trebuie să ascult cuvântul. Să ascult cuvântul, să fac cuvântul, să împlinesc cuvântul, să mă țin de cuvânt. Și un al doilea lucru, deci dacă am cuvântul, în capitolul 11, versetul 1, definiția credinței. Eu trebuie să am credință, trebuie să am o încredere care nu se clatenă în lucrurile pe care nu le-am văzut niciodată. Eu n-am văzut raiul, n-am văzut îngeri, n-am văzut ciș cum e acolo. Ceea ce pot să văd eu, să învăț acum, este din cuvântul lui Dumnezeu. De aici am văzut tot. Și am încredere în lucrurile astea și pentru asta sunt considerat neprihănit. Da? Deci eu capăt încrederea asta prin credința, deci studiind cuvântul și crezând, acceptând lucrurile așa cum sunt. Și cred că într-o zi o să văd lucrurile așa cum sunt acolo în ceruri. Cum să nu pierd nădejdea aceasta? Cum să nu pierd nădejdea asta a întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos și a odihnei veșnice? La capitolul 12, versetul 1, este ceva care e un pericol mare pe care pe toți ne paște. În versetul 1 spune, păcatul e acela care înfășoară foarte ușor, foarte lesne. Da? Foarte ușor ne prinde păcatul. Când ai făcut un păcat, foarte repede te prinde să-l faci și pe următorul. Și a treilea, și a patrulea, și asta se devine o deprindere. Păcatul are așa o calitate că ne poate prinde foarte ușor și s-ar putea să alunicăm destul de tare. Deci trebuie să fim foarte atenți. Foarte atenți. Să nu cumva să lăsăm păcatul să ne înfășoare. Dacă și-am făcut o greșeală întâmplător, vin îndată la Dumnezeu în cer iertare, știu că Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru noi și suntem iertați. Versetul 2 de la capitolul 12 spune un lucru foarte important ca să ne păstrăm noi nădejdea noastră, este să ne uităm țintă la căpetenie și desăvârșirea credinței noastre, care este Domnul Iisus Hristos. Toată atenția noastră este la Domnul Iisus Hristos. Când e pandemie, când mi-e greu din punct de vedere financiar, când am ce mânca, când nu am ce mânca, când este pandemie, când nu este pandemie, că este război, că nu este război, că mi-a făcut cineva ceva, că nu mi-a făcut. Eu tot timpul mă uit în orice situație, mă uit țintă la cum a procedat Domnul Iisus Hristos. Țintă înseamnă numai la Domnul Iisus Hristos, nici la dreapta, nici la stângă. Numai la Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci când încercăm să învățăm absolut toate lucrurile de la oameni, să căutăm exemple la oameni, de cel mai multe ori ne dezamăgim, pentru că nu este un om în care în toate lucrurile, absolut, să fii perfect și să înveți, uite, ai luat un om și în toate lucrurile, absolut, te uiți după el și iei exemplul lui. Domnul Iisus Hristos este cel la care trebuie să ne uităm, el este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre.
Și este un lucru important în capitolul 8, în versetul 8 din capitolul 3, spune că un lucru foarte important care trebuie să-l ținem minte. Odată ce am primit nădejdea, promisiunea, făgăduințele, Domnul Iisus Hristos spune că este același ieri și azi și în veci. Și grupul de laudă și închinare azi au menționat asta în una din cântări. Domnul Iisus Hristos, cum a fost ieri, cum a fost pe timpul poporului evreu, Domnul Iisus Hristos nu s-a născut când a venit Iesla din Betleem. Domnul Iisus Hristos era și pe timpul lui Avraam, și pe timpul lui Noe, și pe timpul lui Adam, și pe timpul lui Moise, și pe timpul lui Iosua, și pe timpul până în ziua de azi. Și el așa era atunci, așa era pe timpul cât a fost pe pământ, așa era și în timpul ăsta cât le scrie epistola autorul, și așa este și în zilele noastre. Domnul Iisus Hristos nu se schimbă de fel. Învățătura Lui nu se schimbă, așa cum vedem și în versetul 9, unii se lăsau amăgiți de alte învățături. Învățătura Domnului Iisus Hristos nu se schimbă și nu are două sau trei sau patru sau cinci sensuri și fiecare își alege ce vrea El. Nu. Învățătura Domnului Iisus Hristos are o linie roșie, așa. Un sens anume. Deci sensul ăsta trebuie să-l învățăm, trebuie să-l înțelegem și să ținem minte că învățătura Lui nu se schimbă, caracterul Lui nu se schimbă niciodată. Domnul Iisus Hristos, cum a fost Dumnezeu, așa și-a rămas. Și vedem în capitolul 1. Însăși Dumnezeu Tatăl îl numește pe Domnul Iisus Hristos Dumnezeu. Și asta trebuie să stea la baza credinței noastre. Asta ne face pe noi diferiți de oameni religioși. Că noi credem că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu și că trebuie să ne supunem, să ascultăm, să facem ce spune El. Așa că Domnul să ne ajute să ține minte lucrurile astea. Domnul Iisus Hristos niciodată nu se schimbă. El este azi, așa cum a fost ieri, și așa va fi și mâine, și eu pot să mă bazez pe Domnul Iisus Hristos. Am nădejde, pentru că știu că Cel în care cred, nu se schimbă. Eu pot să mă bizuiesc pe oameni? Pot să am nădejde în orice om? Nu. Pentru că dacă în anumite momente parcă te-ai putut bizui într-o zi, hop, și te-ai dezamăgit. Eu nu pot să mă bizui pe oameni, dar pe Domnul Iisus Hristos pot să mă bizuiesc. Să mă uit țintă numai la Domnul Iisus Hristos. Focusat pe Domnul Iisus Hristos. Știți, la aparatele de fotografiat este o funcție care se numește focusare. Și dacă te focusezi unde trebuiește, imaginea se primește calitativ. Dacă nu îi atragi atenția la momentul ăsta, imaginea e necalitativ și poți să o ștergi. Un lucru foarte important. La noi trebuie să fim focusați pe Domnul Iisus Hristos. Nu pe împărți, nu pe Domnul Iisus Hristos trebuie să fim focusați. Așa că Domnul să ne ajute la aceasta. Și versetul 3 spune că nu cădem de oboseală din capitolul 12, nu cădem de oboseală și suntem, avem fiecare dintre noi anumite momente în viață când parcă ne vine să cădem de oboseală. Eu am avut momente de astea și cred că și mulți au avut momente de astea, da? În mod special aici are în vedere în ce privește credința. Să nu cumva să te întoarcem iară la anumite religii, anumite obiceiuri, anumite lucruri care nu fac sens. Nu cad de oboseală. Nu las mâinile în jos. Nădejdea trebuie să o am permanent aceeași. Ochii asintiți tot timpul spre Domnul Iisus Hristos și cu răbdare. Ce înseamnă răbdare? Asta e un lucru care e foarte greu îl găsești. Foarte greu în zilele noastre, mai ales la generația de acum, foarte greu să găsești. Dar e o calitate pe care fiecare trebuie să o avem și copiii noștri și nepoții noștri e o calitate foarte importantă. Să poți să rapți, pur și simplu să aștepți. Faci ce trebuiește și aștepți. Și așa o să căpătăm făgăduințele, așa o să intrăm și în odihnă veșnică. Ne întărim mâinile obosite și genunchii slăbănogiți și astfel croim cărări drepte pentru binele și vindecarea și mântuirea altora. Nu are nicio importanță toți anii mei, perisuri care am, dacă eu nu am lăsat și nu las cărare dreaptă. Poți fi tânăr
și lași o cărare dreaptă și bună și de urma ta oamenii să fie direcționați, călcând pe urmele tale să meargă pe calea corectă și să înveți ce trebuie și să fii mântuiți. Poți fi cu experiență de viață prin multe situații să fii trecut, să fii sur la cap, dar oamenii să călcând pe urmele tale să nu înveți ce trebuie. Domnul să ne ajute ca să învățăm pe alții, să lăsăm în urma noastră cărări pe care bune, pe care alții să meargă. Acum este important să mă gândesc cu privire la viața pe care trăiesc acum. Suntem în 14 august 2022. Care sunt lucrurile pe care le-am preluat de la părinți sau bunei sau generațiile anterioare, care mi-am dat seama că sunt greșite și eu continuu să le fac. Eu, de exemplu, am și eu anumite lucruri care nu le-am văzut la tata meu în familie și îmi vine greu să le schimb. Dar trebuie să le schimb. Care sunt lucrurile din pe care le-am văzut la părinții, bunii mei, generațiile dinainte de mine, pe care trebuie să le schimb. Crăiesc eu o cărare dreaptă pentru cei din jurul meu, pentru copiii mei, pentru nepoții mei, dacă i-am, pentru cei cu care lucrez, pe care îi învăț, fie taekwondo, fie engleză, fie orice altceva, ce las eu din urma mea? Care-i nădejdea mea? În ce nădăjduiesc eu? Sau nădejdea mea se rezumă la aceea că s-a terminat odată, poate, războiul ăsta? Și eu cu asta trăiesc. Poate s-or coborâ într-o zi și prețurile la gaz, poate s-or coborâ prețurile și pe magazin. Asta e nădejdea mea cu care trăiesc eu? Numai la asta, că se termine războiul, se coboară prețurile? Asta e toată nădejdea mea ca și creștin? Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni 15:19, dacă numai pentru lucrurile din viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, atunci spune că suntem cei mai nenorociți. Îi vai de capul nostru dacă numai pentru lucrurile acestea ne-am pus nădejdea în Dumnezeu. Așa că Domnul să ne ajute să ne punem nădejdea în El, să avem credință de plină și să trăim cu nădejdea asta până la sfârșit, slujându-L din toată inima, cu toate abilitățile noastre. Nu înseamnă că fiecare trebuie să stea în față. Nu înseamnă că fiecare trebuie să ducă spre de la școală duminicală. Nu înseamnă că fiecare trebuie să facă taekwondo sau altceva. Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi abilități și înainte de pocăință și după pocăință, care le putem folosi pentru Dumnezeu și putem să-L slujim. Așa că Domnul să ne ajute la aceasta.